Bătrânelul darnic și inimos din ținuturile Lichiei s-a pregătit un an întreg să ne viziteze. În această noapte se spune că Moș Nicolae vine la geamuri și vede copiii care dorm și sunt cuminți, lăsându-le înghiete dulciuri și alte daruri. Însă tot el este acela care îi pedepsește pe cei leneși și neascultători. Spre deosebire de Moș Crăciun, Moș Nicolae nu se arată niciodată. De altfel, povestea darurilor împărțite pe furiș în această noapte începe din vechime. Se spune că însuși Sfântul Nicolae a ajutat trei sărmane fete din orașul său, aducându-le dar de zestre, noaptea, fără a fi văzut. Casa în care trăiau cele trei surori erau mai mult decât săracă. Tatăl lor plănuia să-și vândă fetele, crezând că astfel se va chivernisi. Plânsătele și rugămințile fiicelor sale nu l-au înduplecat pe bătrânul cu suflet negru. Sfântul Nicolae a aflat despre nenorocirea ce se petrecea nu departe de locuința sa, iar noaptea pe furiș, el a aruncat o pungă plină cu galbeni în camera fetei celei mari. Astfel ea a reușit să se mărite curând. La fel a făcut moșul și în următorii doi ani, iar sora cea mijlocie și apoi cea mică au reușit să se așeze la casele lor. De atunci și până în zilele noastre, în fiecare noapte a Sfântului Nicolae, cei dragi nouă și în special copiii primesc daruri de la moșul, care nu li se arată niciodată.